redeschiderea expoziției dedicată celor 120 de ani de evoluție muzeală instituționalizată la Baia Mare. Expoziția, am spus și dimineață, a fost deschisă inițial la Bastionul Măcelarilor, obiectiv aflat în administrarea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, iar cu prilejul întâlnirii de astăzi a cercetătorilor, istoricilor, profesorilor din țară și din județ la sesiunea anuală a muzeului nostru, am zis că ar fi un bun prilej ca și dumneavoastră în primul rând și apoi publicul vizitator țintă al acestui muzeu, al sediului, să poată vedea această expoziție care practic este reprezentativă pentru ce a însemnat Muzeul Băi Marean, Muzeul Orășenesc Baia Mare inițial, transformat apoi, cum v-am spus, Muzeul Regional, Muzeul Județean și în final mai patru muzee, istorie și arheologie, artă, etnografie și artă populară, mineralogie și ultimul pe listă al cincelea Muzeu de Științe Astronomice. Deci o paletă extrem de bogată din punct de vedere al ofertei culturale, pe care am încercat, bineînțeles, să o sintetizăm în această expoziție, pe care deja dumneavoastră ați văzut-o. Oferim, bineînțeles, așa cum am spus deja, și obiecte care au fost văzute de cei care au pășit pragul Muzeului Orășenesc la 19 iunie 1904. Colegele mele vor prezenta acest produs cultural, care este rodul unui proiect. Proiect inițiat de muzeul nostru, în parteneriat cu municipiul Baia Mare, care a cofinanțat o parte din activități și vom tot acum vom proceda și la lansarea ghidului colecțiilor Muzeului Orășenesc Baia Mare, care, am spus, apare pentru prima dată în limba română. El a fost editat și adus la cunoștința publică la 19 iunie 1904 și a fost mult timp până astăzi doar un instrument de lucru, pentru că era în limba maghiară. Astăzi lărgim cercul, astfel încât și publicul de limbă română să poată avea acces la acest, practic, la acest ghid, care e mai mult decât un ghid astăzi, pentru că trecând 120 de ani, el însuși a devenit la rândul său o sursă de documentare pentru noi, în primul rând, dar și în general mai larg, pentru că e foarte bogat în incursiuni în trecutul istoriei băimărene. Acest ghid nu e o înșiruire seacă de obiecte, ci are excursuri incitante privind trecutul zonei. Și astfel considerăm că am împlinit oarecum, am închegat un moment de celebrare a celor 120 de ani prin aceste două proiecte, unul expozițional și unul editorial. Și o să rog în continuare pe colega Oana Leșiu, care vine de la Bastionul Măcelarilor. Nu știu dacă ați apucat dintre dumneavoastră, cei care nu ați fost, vă invit să o facem, că avem și colegii care au apărut acum, n-au fost de dimineață la sesiune și vă invit. Ca și mine. ca și tine, dar n-am vrut să spun că n-a apucat, că probabil și a fluxul de vizitatori și așa mai departe, pur și simplu am pedicat-o să ajungă la prima parte a sesiunii noastre, Oana. Deci colega mea, Oana Leșiu, care a și manageriat acest proiect amplu. Am spus, l-am depus la primărie. Primăria are anual sesiune de finanțare și l-am câștigat în acest an. Bineînțeles, am și pierdut, că nu le câștigăm pe toate depuse, nu putem. Deci, în anul acesta, unul l-am pierdut, unul l-am câștigat, unul l-am pierdut. Nu avem. Și rezultatul e acesta pe care îl vedeți. Și o rog pe Oana, ca să nu mă mai lungesc eu, că am plictisit deja. Mulțumesc mult, stimat auditoriu. Domnul director deja m-a prezentat. Sunt muzeograf și desfășor activitatea la Bastionul Măcelarilor și acum revin la acest proiect cultural, sigur fără a folosi vocabularul
specific de lemn al proiectelor culturale, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre proiect și despre obiectivele acestui proiect. De fapt, scopul a fost acela de a de readucere, de aducere în atenția publicului asupra unui moment important din viața comunității locale, și anume deschiderea în 1904 a Muzeului Orășenesc Baia Mare. Cum a făcut acest lucru? Prin organizarea expoziției care pune în valoare piese din colecțiile acelui Muzeu Orășenesc Baia Mare, unele dintre ele mai puține cunoscute publicului, publicului băimărean, și prin publicarea și difuzarea, sigur, tot într-un număr aniversar și oarecum restrâns, cu promisiunea că va fi republicat și va exista la standul de vânzare al muzeului, al acestui ghid al colecțiilor Muzeului Orășenesc Baia Mare, într-o ediție bilingvă, cu un consistent cuvânt înainte și cu imagini ale pieselor care au fost expuse în 1904, autorii acestei ediții bilingve a ghidului fiind doamna Lucia Pop și domnul Viorel Rusu, directorul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Sigur că a fost un proiect, aș zice eu, câștigător, și câștigător în sensul în care vorbim de un proiect dedicat comunității, unui moment important pentru comunitate, și important prin faptul că muzeul astăzi este perceput ca un spațiu al rădăcinilor, al trecutului orașului, un spațiu pentru educație, un spațiu până la urmă de dialog între generații. Ideea înființării unui muzeu orășenesc a aparținut intelectualilor urbei și prinde contur undeva la finalul secolului al XIX-lea. În 1899 se înființează Asociația Muzeală Băimăreană, sigur, care își începe activitatea un an mai târziu, și în 1904, pe 19 iunie, se deschide Muzeul Orășenesc Baia Mare, cu un patrimoniu la vremea respectivă de 7.000 de piese. Un patrimoniu care era împărțit în colecții de istorie, arheologie, numismatică, artă, artă manufacturieră, științele naturii și arhivistică. De aceste două momente, sau aceste două momente, sunt strâns legate de numele istoricului băimărean, dr. Schöner Gyula, membru corespondent al Academiei de Științe Ungare din Budapesta, o personalitate băimăreană care, prin complexitatea activității pe care a desfășurat-o, a contribuit la dezvoltarea societății, la dezvoltarea și modernizarea societății în general, dar în mod special a comunității locale. Grație educației pe care a primit-o, mediului cult în care a crescut, încă de mic copil, Schöner Gyula a manifestat interes pentru vechiturile din podul casei, așa cum spune chiar el. Și în familie și în cercul de prieteni al familiei era numit micuțul savant, pentru că familia și prietenii au fost, sigur, printre beneficiarii, ca să spun așa, unei expoziții realizate în curtea casei mari. Este acea clădire în care invitații noștri la sesiunea de comunicări, probabil că sunt cazați sau au luat masa de prânz, casa mare de pe strada Cloșca, numărul 11, am să vă rog atunci când ne vom întoarce acolo să fiți atenți, există o placă pe acea clădire. Este de fapt casa în care a copilărit și a trăit cel mai mult, și în care în 1908 s-a și stins istoricul băimărean. Revenind la mica expoziție a lui Gyula Schöner, organizată când era adolescent, sigur, o expoziție în care a prezentat piese precum monede găsite în orașul Baia Mare, rămășițe, așa cum le spune, ale vechii biserici gotice Sfântul Ștefan, piese de îmbrăcăminte care au aparținut bunicilor lui. Și sigur că a fost încurajat de familie
să meargă pe acest drum. Ei, la momentul deschiderii, în 1904, la momentul deschiderii Muzeului Orășenesc Baia Mare, dr. Schöner Dula avea o activitate, o strălucită activitate academică, însă permanent a fost interesat de trecutul istoric al orașului său natal și mărturie în acest sens ne stau numeroasele studii și articole publicate în ziarul local Nord-Banjul-Șvideche, dar de asemenea impresionantul material documentar și imagistic pe care l-a adunat pe parcursul a mai mult de 10 ani cu scopul de a scrie, sigur la cererea primăriei orașului Baia Mare, a unei istorii a orașului nostru. N-a apucat să facă acest lucru, însă astăzi cele 19 mape care conțin manuscrise, desene, schițe, reproduceri adunate de Schöner Dula sunt parte a Muzeului de Istorie și Arheologie Maramureș, da? Se constituie în fondul care poartă numele, fondul Schöner Dula și care, sigur că, poate fi consultat la sala de lectură a bibliotecii. În ceea ce privește această expoziție, sau reîntorcându-mă la această expoziție și lăsând partea de prezentare a ghidului colecțiilor Muzeului Orășenesc Baia Mare în seama celor doi autori, aș vrea să vă spun că pe lângă piesele pe care le-am scos, pe care colega mea, dr. Sorana Mișca, le-a scos din vechile colecții, din depozite, din colecțiile Muzeului Orășenesc Baia Mare, am urmărit și am prezentat, sigur, respectând principiul cronologic, momentele cele mai importante din istoria Muzeului Băimărean, din cei 120 de ani, până în 2006 și a actualelor muzee din 2006 și până în prezent. De fapt, nu a actualelor muzee, a muzeului nostru, a Muzeului de Istorie și Arheologie, de atunci și până în prezent. Momentele importante care, sigur, cele de ordin funcțional și administrativ, în condițiile și ținând seama și de perioada istorică, dar în același timp am urmărit și un alt aspect, acela de dezvoltare a patrimoniului. Vă spuneam la început că în 1904 patrimoniul număra 7000 de bunuri culturale. Ei bine, astăzi Muzeul Județean de Istorie și Arheologie a ajuns la un patrimoniu care însumează, tocmai am verificat, 85.134 de bunuri culturale mobile. Sigur, aceste bunuri culturale mobile, pe parcursul anilor adunate din cercetări de teren, din descoperiri întâmplătoare, din achiziții și donații. Sorana, te rog foarte frumos să ne spui câteva cuvinte despre expoziție și apoi am să ne dau cuvântul sau domnul director va da cuvântul. Da, atunci dumneavoastră veți vorbi despre ghidul ediția limbă și aniversară. Mulțumesc! Mă numesc Sorana Mișca și acum a prezentat și Oana, colega mea. Sunt doctor în arheologie, muzeograf la Muzeul de Istorie bine știut în care ne aflăm astăzi. Eu vă voi vorbi despre piesele pe care le-am ales din cele 7000 existente, multe pierdute pe parcurs în decursul timpului, pentru că istoricul muzeului, atunci când s-a aflat în hotelul Minerul, da? Înainte de Minerul, deci clădirea premergătoare. Da. Atunci a fost și un incident prin care muzeul a ars. Și așa că istoria și-a schimbat un pic cursul pentru clădire și pentru exponate. Iar dintre piesele care noi astăzi le deținem, am ales câteva reprezentative. În sensul în care, din colecția, de exemplu, de piese egiptene, am ales să prezint doar câteva piesele romane, acestea fiind parte din depozitul nostru de la arheologie. La partea de mediu
de fapt, și vitrina aceea, tot de la arheologie, cu dinții de mamut, fiind perioade foarte diverse. Deci avem de la dinții de mamut până la egipteni, romani, dălți din epoca pietrei și mai apoi partea de mediu a orașului, unde avem puștile, cu stuganele, tot felul de arme, breslele, tot ce este legat de bresle. Am expus aici doar câteva elemente, de exemplu, sunt trei tipare de sigilii în vitrină, zăvorul, cheile și capele sunt parte din depozitul de mediu. Aici avem și obiecte legate de mineritul care s-a desfășurat în Baia Mare și care era în colecția respectivă la acea vreme, dar și elemente civile, cum ar fi sfeșnicul și foarte calitatea de lunări, sau de armată, cum sunt cornul și cocoșul de pușcă, dar și elemente de uzuale sau cu importanță mai mare, dar casnică. Deși farfuria aceea este una deosebită de argint, legată de breasla cismarilor, cuțitarilor. Toate aceste piese sunt reprezintă colecția practică a Muzeului de Istorie. Nu am accesat colecții de etnografie, de mineralogie sau din celelalte muzee. Cei care lucrează în muzee știu foarte bine, acoperim mult mai multe domenii decât ar trebui și domnule director, să știți că am remarcat că n-a fost ușoară viața muzeului nici la început, dar nu știu de ce mi se pare că nici în ultimii ani nu avem domeniul cultural, nu neapărat muzeele, nu ducem mai bine și nici viitorul nu pare, să... Mai jos. Mai generos, dar cei de la Ioan Duri Pascu avea o vorbă, viitorul sună bine, de văzut se vede rău. Deci, cam așa mi se pare. Pesimismul muzeografic acum glumesc. Dar asta deja e o temă pentru care am putea face o sesiune întreagă, știți, și n-am epuizat-o. Tema destin, adică destinul culturii și în speță al muzeelor. Anul ăsta așa am simțit. Da, așa e. Așa a fost un an plin și așa de la sfârșitul anului a început când s-au redus posturile. Îmi pare rău, asta e opinia mea personală. Referitor la vechile colecții, aș vrea să vă spun că, sigur, vechile colecții, acele piese care au existat la deschiderea Muzeului Orășenesc Baia Mare, proveneau din donații. Donațiile instituțiilor orășenești, ecleziastice și civile și donațiile persoanelor fizice. Primul și cel care a fost un imbol pentru ceilalți a fost Dr. Schöner Diulo. Exact. Am să trec la celelalte subiect. Să conturez echipa mai departe. Dacă îmi dați voie, doamna Luci, ca să nu uit ca data trecută să-i citesc pe toți cei din echipă, că am lăsat... Da, i-am lăsat afară, i-am lăsat pe din afară, nu i-am nominalizat exact pe cei mai importanți, adică cei care lucrează la contabilitate, partea financiară. Așa. Cea care vă vorbește, nu subsemnata, coordonator al acestui proiect cultural, domnul director Viorel Rusu, doamna Lucia Pop, colega mea Sorana Mișca, colegii mei Luca Minerva, conservator, Zamfir Șoncutean, Monica Ghiman, Monica Dobrican, conservator și de la contabilitate, sigur, doamna Cristina Pop, care ne-a fost de mare ajutor și bine îmi spune Sorana, doamna Geta Micu, colega noastră care a intrat în pensie, dar care a fost conservator ani de zile, conservator la colecția de carte veche a muzeului nostru și doamna contabilă Adriana Rednic. Echipa, da, așa cum am spus, mică, dar cu... De șoc, așa, echipa da, de șoc. Și cu șocul. Cu elan la începutul anului și cu... Vreau să... Că spusese Oana de donatori de la sfârșit de secol XIX, că mai aveam discuții
Cum aveți voi piese egiptene? Că doar n-ați făcut cercetări arheologice în Egipt. Și n-am făcut, într-adevăr. Dar au existat tot felul de... Da, încă, zice Sorana, cred că te pregătești. Așa de... De ce nu? Sunt tot felul de... De obiecte spectaculoase și incitante, care se datorează tocmai acestor oameni bogați, în general, care își permiteau, normal, că dacă să aibă tot felul de antichități pe care, bineînțeles, le achiziționaseră la rândul lor, da? Și pe care le-au donat muzeului, într-un gest de mecenat, dacă vrem, nu? Că majoritatea au fost donate. La un moment dat încep și achizițiile, dar mai timide, deci nu vă închipuiți că... Exact. Da. Sunt... Deci tot felul de... Știți că, în general, atunci muzeele apar cam în acea perioadă, dar și lumea, băimărei încercau să fie în ton cu lumea până la urmă. De aia. Și atunci, zis, uite, hai să colecționăm, adică să vedem ce avem prin, cum zicea Ana, prin podul casei și... De aceea avem obiecte care par, cum să spun eu, din local, dar vin din afară. Dar în același timp, dat fiindcă atunci existau încă tot felul de instituții miniere, silvice și așa mai departe, case de economii, bănci mici, avem și foarte multe obiecte cu legătură directă cu Baia Mare, că cele mai multe erau, bineînțeles, și care sunt foarte valoroase astăzi. Lăzile de breaslă, de exemplu, pentru că breaslele băimărene au fost foarte puternice și influente la un moment dat. Și noi avem o colecție minunată, una dintre cele mai bune din Transilvania, din România, practic, de lăzi de breaslă. Apoi, din Biserica Sfântul Ștefan, la fel salvate basoreliefuri care sunt în expoziția, în expoziția permanentă și așa mai departe. Adică, până la urmă, sunt niște bunuri extraordinare pe care cei le-au adunat între 1899 și 1904, au continuat după aceea și au urmat să mai spun în contextul acesta că le-au gândit colecțiile științifice. Deci n-a fost o adunătură de obiecte, ci au fost gândite, Oana a spus deja, pe colecții. Ori colecțiile acelea se regăsesc astăzi în patrimoniul muzeelor din Baia Mare. Deci ele au fost gândite atât de bine și atât de respectând principiile științifice și dacă veți citi ghidul, acum, după ce o să-l punem în vânzare, o să-l reedit, adică o să-l edităm pentru vânzare, avem câteva exemplare pentru dăruit, pentru în cadrul proiectului, veți vedea foarte ușor ceea ce v-am spus, dar o să o las în continuare pe doamna Lucia Pop, care poate să și citeze conținutul, așa că din conținut... Doamna Pop are vreme, jumătate. Ești jumătate, dar vă rog să continuați și numai să 10. Nu, păi mai avem 5 minute, 7, stați cât vreți. Da, n-ar vrea să depășesc. Nu depășesc. Dar așa cum a spus domnul director, că bine răspândind această cărțiune, veți înțelege, atunci când o veți face, cum anume a arătat în 1904 acel muzeu orășenesc Baia Mare. Acum, clădirea se află aici într-una dintre fotografii, cea care se afla în locul acelei clădiri, care este acum, și acum cea mai mare din Baia Mare, Minerul, care domină centrul vechi al orașului. Așa, acolo, Muzeul Orășenesc Baia Mare se întindea, de fapt, pe două săli, nu cu mult mai mare decât aceasta, cât o sală, și pe un coridor. Deci vă dați seama, mulțimea aceea de obiecte, bineînțeles că nu cele 7.000 n-au încăput acolo, dar s-a făcut o selecție. Acum, fiind vorba despre donații, da, faptul că muzeele din Transilvania, cel puțin, s-au format prin donații, de-abia după anul 1900, în cazul nostru în 1904, chiar s-a făcut prima achiziție. Prima achiziție de piese cu valoare muzeală, dar până atunci toate au fost donații. E bine, faptul acesta și-a lăsat amprenta asupra conținutului în general al colecțiilor și al patrimoniului muzeal. Pentru că totul a depins de valoarea, cum aprecia colecționarul respectiv obiectele pe care le colecționa. Da? Ele așa au venit la noi. Aș insista puțin, fiindcă aici n-am vorbit de ele în mare, da? Despre documente. Este foarte important faptul că
Muzeul Orășenesc Baia Mare atunci, în 1904, era deținătorul unui număr de peste 50, mai precis 54 de documente medievale de extremă importanță. Cel mai vechi fiind documentul elaborat de Ludovic I în 1347, cel mai complex document dintre primele 10, să spunem, documente, da? Și terminam cu un document din 1782, al lui Iosif al II-lea. Deci, aceste documente originale, iarăși zic, au ajuns la Muzeul Orășenesc de la primăria orașului, care avea o arhivă, iar de la noi, de la muzeu, în anul 1954, când s-au înființat arhivele, arhivele regionale la vremea aia, așa, au preluat. Au preluat, noi am predat la kilograme, la mii de kilograme de documente și așa au ajuns 10.000 ele, de kilograme, 10.000 de kilograme, exact, au ajuns la arhivele regionale, județene acum și care sunt documente importante. Aș mai spune încă câteva, aș insista asupra colecțiilor care sunt și care merg mai departe, inițiate atunci și merg mai departe astăzi, este vorba despre colecțiile de sigilii și astăzi încă mai găsim pe aici pe acolo, mai fie prin donație, fie prin achiziție, dar colecția veche de atunci, să știți că se întinde de la Evul Mediu și până la finalitatea și chiar da, până după anul 1900, deci perioada modernă, peste 300 de piese. Iată că o colecție extraordinară s-a constituit atunci. Despre presele nu mai vorbesc, s-a spus, este una dintre cele mai importante din Transilvania. Iar în ceea ce privește celelalte colecții care au fost amintite aici, arta, în 1904, de exemplu, domeniul de artă, număra doar 8 tablouri originale, deci era la începutul constituirii colecții. În schimb, avea foarte multe reproduceri color după tablouri deja foarte cunoscute ale pictorilor universali. Dar etnografia. Etnografia, iarăși, atunci, în 1904, era la începuturi, ceea ce colecționase Schoner. Deci, așa, câteva piese dispersate, dar nu erau prea mult reprezentate în acea expoziție a Muzeului Orășenesc Baia Mare. Altceva este despre mineralogie, despre florile de mină, unde colecția a fost aici, fiind instituțiile miniere care ne-au dorat și sigiliile și florile de mină. Iar aceasta este colecția inițiată atunci și am spus că unele se duc și se dezvoltă în continuare astăzi, sunt aceste colecții de minerit, de istoria mineritului, într-o zonă în care acum, din păcate, nu mai avem și sunt cu atât mai prețioase obiectele care țin de acest domeniu sau documente, fiindcă noi le ținem și documente. Acum, pentru a ilustra, sau mă rog, pentru a face o vizită așa, vizuală, am introdus, chiar la mijloc, între textul românește și cel în limba maghiară, câteva planșe în care am selectat piese care au fost cuprinse în camera numărul 1, ca așa și sunt, erau trecute în ghid, știți, pe camere. Așa și pe domenii. Cele mai bază, zic eu, din câte am observat din această carte, cele mai suprafață, ca suprafață zic, un loc consistent ocupa numismatica, aici funcționând o monetărie, și iarăși vreau să zic un lucru important, fiindcă a funcționat aici monetărie. Specialiștii de atunci, fiindcă erau specialiști, fiindcă nu aveau monede bătute în Baia Mare pentru toate perioadele de să acopere toată istoria monetării, au făcut mulaje. Și în felul acesta, prin originale cât aveau și prin mulaje, au reușit să prezinte activitatea evolutivă a monetăriei. Da? Este vorba de câteva.